Bună, sunt Elena și bine ați revenit pe canalul meu. Sper că v-a fost dor de mine, pentru că mie mi-a fost dor să interacționez cu voi și să primesc mesajele voastre. Am revenit astăzi cu un nou episod Homemade by Elena și anume ce am primit de ziua mea. Asta pentru că foarte multe dintre voi v-ați dorit acest lucru. Voi începe cu produsele de la Pandora, cu cadourile de la Pandora. În primul seculeț este primul cadou și anume o brățară. Este o brățară din ață, dar cu închizătoarea din argint, iar pe închizătoare scrie, bineînțeles, Pandora. Este o brățară foarte drăguță și pe care mi-o doream foarte mult. Normal, îmi doresc toate brățările, modelele de brățări de la Pandora, cât de curând le voi avea pe toate și, bineînțeles, voi face o întreagă colecție Pandora. Următorul cadou vine într-un săculeț identic, iar în acest săculeț, ce să vezi? O să vezi un ceas Pandora. Momentan are cureaua mov. Acest ceas vine cu mai multe brățări. Bineînțeles, acestea se cumpără separat, este doar ceasul, iar separat poți cumpăra aceste brățări. Eu am 3 brățări, una mov, una neagră și una albă, deci am 3 în 1, un ceas căruia îi pot schimba înfățișarea și am 3 ceasuri. Foarte ingenios, îmi place. Sistemul de prindere este unul extraordinar de ușor. Oricine poate schimba această brățară. Următorul cadou și ultimul vine într-o sacoșică Pandora mică. Iar în această sacoșică am 3 talismane. Primul talisman este talismanul pieptene, foarte drăguț și are o fundiță foarte drăguță. Al doilea talisman este un iadeș. Iadeșul, pentru cele care nu știți, este osul din pieptul puiului, acela în formă de V care, când eram copii, trăgeam de el și ne puneam dorințe. Iar al treilea talisman este un talisman Murano, care are pe el o gărgăriță foarte drăguță, cu roșu și cu negru. Este superbă, foarte interesantă, iar detaliile sunt extraordinare. Iubesc Pandora, am devenit un fan înrăit. Următorul cadou vine din magazinul Guess. Din magazinul Guess am primit un portofel. Este un portofel galben, foarte finuț și elegant, cu foarte multe buzunare, foarte multe buzunărașe mici pentru cărțile de credit și pentru cărțile de fidelitate. Am nevoie, pentru că am foarte multe și portofelul meu cel vechi, care era tot de la Guess, s-a uzat și nu-l mai purtam și aveam nevoie extraordinar de mare de un portofel, așa că l-am primit. Este o culoare foarte vioaie. Da, să trecem mai departe. Mai departe, următorul cadou vine de la magazinul Calvin Klein. Vine, bineînțeles, și cu o pungă pentru praf, pentru a nu se așeza praful pe o geantă, bineînțeles. Este o geantă stil poștaș. Eu o folosesc foarte mult, port foarte mult acest gen de genți de poștaș, pentru că mă duc la cumpărături și am nevoie de mâini libere. Nu îmi place să port poșete pur și simplu așa pe mână și să mă duc la cumpărături. Nu găsesc practic acest lucru. Tocmai de acestea am foarte multe poșete în acest gen. Poșeta mea veche, la fel ca portofelul, s-a uzat și aveam nevoie de una, iar aceasta îmi place foarte mult. Are foarte multă buzunare, are un buzunar
aici, în afară, este foarte bun pentru chei, iar înăuntru este foarte spațioasă, îndeajuns de mare cât să îmi intre portofelul. Următorul cadou este un cadou care cu siguranță va îmbunătăți calitatea clipurilor mele. Sper că observați, pentru că acum filmez cu el, și anume cu obiectivul 35 de mm de la Nikkor. Va filma și sper că filmează mult mai bine, iar calitatea se va vedea. Să trecem la următorul cadou pe care mi l-am dorit foarte mult, și anume epilatorul de la Philips, modelul SC2008, dacă nu mă înșel, acesta este. Vine într-o cutie foarte drăguță și arată așa. Bineînțeles, va urma un review pe blog. Pentru cele care nu știți că am blog, puteți găsi adresa blogului meu în bara de descrieri. Da, arată așa, foarte drăguț și sper că va da rezultate și nu voi mai avea păr pe picioare. Visul oricărei femei. Să trecem și la penultimul cadou, care este pe roți. Și când spun pe roți, chiar este pe roți, pentru că este o pereche de role. O pereche de role Rocky, foarte drăguțe, animal print. La fel, cât de curând va urma pe blogul meu homemadebyelena.com un review și cu multe poze, bineînțeles cu mine încălțată cu aceste role, așa că dacă veți fi curioasă să mă vedeți pe role, vă aștept pe blogul meu. Următorul cadou și ultimul este o pereche de cizme de la UGG, care vine într-o cutie foarte mare și drăguță. Este o pereche de cizme negre. Aceasta are încă ambalajul pe ea. La spate are două fundițe negre, scrie foarte simplu UGG și sunt 3 sferturi. Sunt perfecte pentru iarnă, ador cizmele UGG, picioarele mele se simt atât de bine și atât de confortabil în ele, încât trebuie mereu să mă încalț în UGG-uri. Acesta a fost și clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un share și, bineînțeles, aștept mesajele voastre în care să-mi spuneți care a fost cadoul vostru preferat. V-am pupat! Până sâmbăta viitoare! La revedere!